Sâmbătă câteva zeci de dascăli din Maramureș și din județele învecinate au participat la Centrul Universitar Nord din Baia Mare la una dintre conferințele Super Teach. Acestea oferă profesorilor români inspirație și motivație pentru educație, dar într-o altă variantă. Avem câteva conferințe în plen, susținute de speaker de la București și din țară, iar după ora 12 se va intra pe 6 ateliere de lucru, unde profesorii vor avea posibilitatea să interacționeze cu formatori specializați pe astfel de programe. Participanți sunt reprezentanți din învățământ, de la personal didactic până la personal didactic auxiliar. Oferta a fost deschisă, invitați avem din diverse domenii. Organizatorii își doresc ca toți dascălii să fie profesori altfel. Ei și-au propus să le facă cunoștință cu elite ale societății din domenii diverse, precum cultură, educație, antreprenoriat și profesioniști în educație care au împărtășit cu dascălii instrumente și experiențe noi folositoare elevilor în clasă și în viață. Conferința se adresează profesorilor din județ, profesorii care se consideră altfel, adică cei care adoptă metode noi, moderne de educație, cei care sunt mai degrabă prieteni ai elevilor și nici de cum niște inamici ai lor, adică acelor dascăli care și-au asumat rolul de a educa o nouă generație pentru a avea o altfel de societate. Au venit oaspeți din București, din Cluj, pentru a vorbi cu acești profesori și pentru a-i încuraja să schimbe România prin schimbarea învățământului. Acest proiect vine de la Romanian Business Leaders, are un an și ceva, și se adresează profesorilor în general, în ideea de schimbare de mentalitate. De foarte multe ori noi căutăm motive pentru care lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă la ceilalți și mai puțin la noi înșine. Sunt multe motive pentru care educația din România nu e unde ar trebui să fie, dar mesajul nostru către profesori este că fiecare dintre el are posibilitatea să schimbe acest lucru în relația personală cu copiii, la catedră, în relația din cancelarie. Printre vorbitori s-au aflat și Monica Axan de la Institutul de Dezvoltări Personale, Ștefan de Răbuș de la HHC România și Cristian Florin Bran, director al unei mari bănci din România.